vrea să conducă prin frică, să nu iasă nimeni în stradă, să nu iasă nimeni să protesteze. Aici plătesc oameni cu 100-200 de lei ca să iasă cu portavocea împotriva noastră. Așa am ajuns, ei, dacă așa am ajuns, aici o să-mi petrec toată luna de campanie să mă bat cu ei.